Bună ziua, sunt Ana Maria Predilă și vă spun bun venit la Ora de Sănătate. În emisiunea de astăzi vorbim despre relația de colaborare dintre medicul de urgență și medicul de specialitate. Pentru acest lucru i-am invitat astăzi alături de mine pe doamna doctor Cristiana Giormăneanu, medic primar, medicină de urgență și purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență din Craiova. Bună ziua și bine ați venit, doamna doctor! Totodată, alături de mine se află astăzi și domnul doctor Alin Stoica, chirurg pediatru în Clinica de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică la Spitalul din Craiova. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și, bineînțeles, alături de mine se află și colegul meu, jurnalistul Marian Apipie. Bună ziua, Marian! Bună ziua, bine v-am găsit! Așadar, am ales să vorbim în emisiunea de astăzi despre relația dintre medicul de urgență și medicul de pe secție, medicul de gardă de pe secție și să încercăm să aflăm până unde ține competența medicului de urgență, când trebuie chemat medicul specialist și toate aceste lucruri. Aș începe, doamna doctor, să vă întreb care este procedura în momentul în care un om ajunge în urgență, ce se întâmplă de atunci? Sigur, așa cum spuneam și altădată, pacientul care vine în urgență este triat, se triază în departament, la intrarea în departamentul de urgență, îi se aplică un cod de culoare, adică se precizează care este urgența. Dacă este o urgență majoră, se abordează imediat. Acestea sunt cazurile cele mai grave, dar și cele mai rare în departamentul de urgență. Apoi urgențele medii și urgențele minore. Pacientul cu urgențe minore reprezintă marea majoritate a cazurilor în Spitalul de Urgență din Craiova. Aceștia sunt cei care așteaptă mai mult în aria de așteptare și sunt preluați în funcție de gradul urgenței și nu de sosirea în departament. Sunt preluați, bineînțeles, de către medicul urgentist, sunt investigați, stabilizați, iar consultul medicului de altă specialitate decât medicina de urgență este solicitat de către medicul de urgență dacă acea urgență o impune. Deci dacă este absolută nevoie de consultul unui alt specialist în urgență. Urgențele chirurgicale sunt destul de numeroase și colegii din alte specialități, din specialitățile chirurgicale, vin să vadă pacientul și dacă este nevoie se internează, dacă de asemenea este nevoie de o intervenție de urgență, aceasta se procedează imediat, iar dacă pacientul nu necesită nici internare și nici intervenție, este eliberat din departamentul de urgență cu indicația de a fi investigat în ambulatoriul prin medicul de familie. În cât timp trebuie să intervină medicul de specialitate după ce este chemat în secția de urgență? Sigur, în cazul specialităților chirurgicale, timpul de așteptare al specialistului variază de la câteva minute până la 15-20 de minute, deoarece pot fi angrenați într-o intervenție chirurgicală sau într-un alt caz, într-o arie de gravitate majoră. Vorbesc aici de urgențele minore. Însă prioritizarea urgențelor face ca urgentistul să solicite imediat chirurgul într-o arie de resuscitare și acesta, bineînțeles, că vine imediat, deoarece timpul nu-i permite amânarea. Domnul doctor, bănuiesc că dumneavoastră ați trecut prin aceste situații în care să fiți chemat la urgență. Care este colaborarea dumneavoastră? Cum decurg lucrurile atunci când sunteți chemat? În cât timp coborâți și ce se întâmplă în acel moment? Nu există un standard și e chiar imposibil să impui un standard. De exemplu, în clinica unde eu lucrez, există un singur medic titular de gard care trebuie să asigure consultațiile la urgență atunci când este solicitat,
asigură consultațiile în clinicile de pediatrie, dacă este solicitat, consultațiile în clinica de neonatologie, dacă este solicitat, și mai sunt și cazurile grave, la care de multe ori trebuie să duci să vezi bolnavul des, care sunt internați în terapie intensivă. Deci, ai câteva lucruri de făcut. Și atunci, pe lângă toată chestia asta, în funcție de perioada zilei, poți să deja să operezi un pacient, să zicem, internat cu câteva ore înainte în aceeași gardă. Deci ești prins în diverse locuri. Dar există o comunicare cu colegii de la OPU și urgentăm, de exemplu, atunci când ne spune că e un pacient cu hemoragie severă, lăsăm absolut orice, devine prioritatea numărul 1, trebuie să cobori instantaneu. Și de multe ori avem pacienți la care trebuie să ajungem foarte repede și și băgăm în sala de operație, acolo la urgență există chiar și o sală de operație, să nu se mai pierde timpul cu pregătirea și urcarea pacientului în spital. Deci, în funcție de factorii ăștia, la momentul respectiv se decide, adică în cât timp poți să ajungi la solicitarea respectivă. În clinicile, de exemplu, sunt clinici care au 3 linii de gardă sau 2 linii de gardă și în care medicii sunt mai numeroși, atât medicii primari, specialiști, dar și rezidenții. Unul dintre ei poate să coboare și să vadă dacă despre ce este vorba. Deci nu există un standard, să zici, domnule, trebuie musai să coboare în jumătate de oră. Mulți nu înțeleg, e adevărat că și pacienții nu știu ce ai de făcut tu în intervalul ăsta de 24 de ore de stat acolo și atunci de-aia câteodată mai zic, domnule, trebuia să vii mai repede, da, vii repede atunci când poți. Ce poate face rezidentul? Că am văzut că sunt și rezidenți care vin în urgență, consultă un pacient. Asta face parte, după mine, este o parte esențială a pregătirii lui, pentru că acolo e un volum foarte mare de pacienți. Trebuie să învețe să gândească foarte practic și în același timp rapid, să decidă ce investigații trebuie pacientului, dacă pacientul pleacă acasă, dacă pacientul rămâne și așa mai departe. Și atunci o mare parte din activitatea lui reprezintă aceste urgențe, mai ales că el va fi doctor, să zicem, la un alt spital, acolo unde nu prea mai are colaborator și trebuie să se învețe foarte mult în contactul ăsta cu pacientul în medicina de urgență. Medicul rezident se duce, îl consultă, prescrie investigații și telefonic, dacă solicită părerea medicului specialist sau primar, ca să decidă împreună internarea, admiterea pacientului în spital sau nu. Situații în care pacientul rămâne internat, pacientul pleacă acasă. De asta vă întrebam, că știu că nu are putere de decizie, adică un medic rezident nu poate singur să decidă. Are și doctor, este vorba de rezidenții în diverse și ani de pregătire. Rezidențiatul pe medicină de urgență e de 5 ani, rezidențiatul pe chirurgie de 6 ani, așa încât pregătirea lor este destul de amplă, incluzând atât cunoștințe teoretice, cât și pregătire practică și mai ales practică, pentru că medicina este o specialitate, o meserie practică. Rezidenții de ultimul an au și putere de decizie, cu competențe limitate, cu responsabilitate limitată și acționează sub supraveghere medicală directă, însă sunt și medici rezidenți care sunt pe linie de gardă. Nu este cazul la chirurgie pediatrică, dar există în urgență rezident cu responsabilității limitate. Deci nu ia decizie de externare a pacientului de unul singur, o aduce la cunoștință, se orientează către așa ceva și o aduce la cunoștință specialistului și doar împreună cu specialistul ia decizia finală. De asta vreau să vă întreb, că am întâlnit destule situații la urgență când oamenii spun, domnule, sunt atâția doctori și nimeni nu bagă în seamă. Adică văd și rezidenți, văd și studenți care sunt în practică, văd medici foarte mult și cu toate astea ce nu se uită nimeni la mine. Există un mare volum de activitate pe care îl efectuează rezidenții, bineînțeles, nu decât sub supravegherea medicilor specialiști și primari. Am ales acest subiect și v-am pus aceste întrebări pentru că am pornit ideea emisiunii noastre de astăzi de la cazul craioveanului de 78 de ani care a decedat în unitatea de primiri urgente a Spitalului din Craiova. A fost caz prezentat și de noi de Gazeta de Sud, scris de colegul meu, Marian.
aici familia decedatului acuza faptul că medicul specialist a ajuns prea târziu în urgență. Da, a fost un caz, familia a venit la noi, de fapt ginerele celui care a decedat. O situație de genul, persoana a ajuns în urgență pe jur de ora 22, diagnosticul pus de medici din urgență la tromboembolism pulmonar, a fost monitorizat, a ajuns la un moment dat și în area de resuscitare. Vreau să știți cazul că am discutat și în momentul în care am dat în ziar acel articol, am avut și punctul de vedere și al spitalului și al medicului, era vorba de un medic cardiolog, și ceea ce invoca familia și acuza, faptul că medicul de specialitate de pe secție a coborât foarte târziu. În speță a fost solicitat în jur de ora 11 și a ajuns la pacient, la consult, pe la ora 3 și jumătate, cam așa, dimineața, deci, după 4 ore de când a fost solicitat. Și vreau să vorbim la modul general, nu putem să vorbim strict, pentru că nu este medicul de față și nu putem să discutăm exact despre cazul și despre medicul respectiv, dar în general, care e procedura? Pentru că am văzut că pe foile de observație, când vine un pacient, imediat apare ora la care a fost preluat, ora la care a fost consultat, de către cine a fost consultat, parafa medicului care a consultat, diagnosticul sau ce recomandări s-au făcut. Și de asta vreau să lămurim emisiunea asta, dacă putem, procedura legată de timpul ăsta de așteptare, când, și diferența asta din momentul în care este solicitat medicul în urgență și momentul în care, în care ajunge. Făcând referire direct la cazul pe care l-ați pus în discuție, pentru a nu rămâne cu o imagine incompletă despre el, pot să precizez că pacientul nu a murit din cauza că nu a coborât medicul la evaluare. Într-adevăr, a venit destul de târziu medicul, însă el a fost consultat și evaluat de către medicul rezident de pe clinica de cardiologie. Însă pacientul avea o boală gravă, avea factori de risc în antecedente, suferise și un accident vascular cerebral, așa încât prognosticul era rezervat încă de la sosirea lui în area de monitorizare. A fost investigat de către colegii din departamentul de urgență, s-a făcut tot ce era posibil pentru acel pacient de către colegii mei din departamentul de urgență. Dar având în vedere faptul că pacientul prezenta, cu atât mai mult prezenta factori de risc, nu ar fi trebuit cu atât mai mult chirurgul să coboare... Cardiologul să coboare... Era o urgență mai sigur, majoră. Este vorba de o urgență majoră la un pacient cu factorii numeroși și de risc. Este vorba de un pacient în vârstă, însă se poate pune în discuție, dar așa cum discutam, medicul nefiind de față, nu putem discuta mai pe larg acest subiect. Însă, ce vreau să zic, că și în momentul în care pacientul mergea pe secție, nu cred că prognosticul era altul. Deci, practic, s-a făcut în urgență exact ce trebuia să se facă și pe clinica de cardiologie, da. Nimic în plus. Familia, știu că n-a pus la îndoială faptul că s-a făcut tot în urgență. Așa este. Faptul că medicii din urgență au încercat să facă tot ce e posibil să salveze viața, care a spus lucrul ăsta și a mulțumit medicilor care l-au preluat și l-au monitorizat și l-au resuscitat. Era supărat pe faptul că medicul de specialitate a coborât foarte târziu. Nu era convins că dacă cobora mai devreme, poate viața acelui om era salvată, dar maniera în care a tratat acel medic cazul a deranjat. Familia pentru asta l-a acuzat. Știu că a făcut o plângere zilele acestea și la colegiul medicilor, nu știu dacă și la parchet, legat de medicul de gardă care a coborât la 4 ore după ce a fost solicitat din urgență. Mai mulți susțineau că era caz de internare, iar medicul de gardă a spus că nu îl internează pentru că nu este de internat. Sigur, medicul cardiolog de gardă luase decizia de a interna pacientul doar dacă se confirmă diagnosticul prin computer tomograf.
Dar cum se face această internare? Dacă poate medicul de urgență să decide internarea unui pacient peste... Sigur. Sigur, există un ordin care permite medicului de urgență ca atunci când consideră că acel caz trebuie internat și medicul de specialitate, de altă specialitate, nu a internat pacientul, poate să interneze pacientul în secție dacă o consideră necesar. Însă asta era sigur. Au fost cazuri, se întâmplă și la urgență la care se internați peste... Au fost, sigur că da. Am înțeles. În general, care sunt specialitățile cele mai solicitate de către medicii din urgență? Dintre toate specialitățile cu gardă în departament, în spitalul județean, specialitățile chirurgicale sunt cele mai solicitate. De asemenea, cardiologii sunt foarte solicitați și, bineînțeles, specialitățile medicale. Însă, ceea ce vreau să spun și trebuie să vă cunoască și potențialii pacienți, că este vorba de urgențe. Deci, aici se confundă lucrurile și pacienții vin pentru o urgență, sunt bolnavi cronici, mai au și alte boli și cu ocazia asta vreau să vadă și cum stau cu starea de sănătate la modul general și vreau să consulte și un cardiolog în urgență și un chirurg să vadă cum mai stă cu inima, altă problemă și un cardiolog și un internist și așa mai departe. Apar discuții între noi și aparținători sau pacienți în momentul în care nu solicităm specialiștii pentru boli cronice, ci doar pentru urgența pentru care pacientul s-a prezentat. Da. Sunt situații când trebuie să solicitați mai mulți medici de specialitate, adică se prinsă cu mai multe, sigur, afecțiuni, sunt are și hipertensiune. Cronici, sunt pacienții complexi, cu patologie complexă, unde se solicită mai mulți specialiști. De exemplu, un accident rutier grav, poate să, victima unui accident grav, poate să aibă nevoie de chirurg, poate să aibă nevoie de neurochirurg, de ortoped, de urolog, chirurgie toracică și de asemenea cardiolog. Și în final să ajungă în clinica de terapie intensivă, da? Sau să fie operat imediat, să participe în echipa operatorie iar și mai mulți specialiști. Au fost cazuri nu foarte puține, dar cine foarte face multe, aceste solicitări? Urgentistul de asemenea. Și are așa o prioritate? Adică știe dacă este sigur un, că da. Exact cum ați spus mai devreme, un accident, în care sunt primii specialiști chemați. Depinde de segmentul interesat, segmentul de corp interesat, da? Dacă pacientul are o politraumă, după investigațiile care sunt efectuate în urgență, vin imediat și specialiștii. Sunt chemați imediat și în majoritatea cazurilor vin destul de rapid. Dar cine are mai multă putere de decizie în astfel de cazuri? Medicul de urgență sau medicul specialist? Nu înțeleg la ce vă referiți. La... În momentul în care pacientul ajunge, se întâlnește medicul de urgență și medicul specialist, cum decurge discuția? Cine are mai multă putere de decizie? Cine să decide interneze, până la urmă? Să... Da, aici ca și competență. Să nu înțelegem că e o competiție. Nu, între... nu ca și... Da, sau vreo dispută. Nu, fiecare își face treaba lui și fiecare decide pe porțiunea lui, pe segmentul Maria lui de specialitate. Că am mai avut așa, am auzit discuții neoficiale în care spuneau, dom'le, ce se bagă la din urgență, că eu sunt de specialitate și eu știu mai multe decât el, am mai multă școală. Bine, de genul cred ăsta că mai erau mai discuții. Pe la începuturile medicinii de urgență, nu m-am mai confruntat cu asemenea n-ați situații. Nu, n-am. Deci colaborarea este... Nu, colaborarea e bună din punctul ăsta de vedere și... Nu. Domnul doctor, v-ați confruntat vreodată cu o asemenea situație, să tatonați cu medicul de urgență un caz? Nu, de obicei să știți că discuțiile astea sunt rare. De obicei pacientul își decide sigur internarea. Marea majoritate a cazurilor sunt clare. Se mai poartă discuții câteodată legate de pacientul respectiv, dar
nu trebuie să existe o, nu există o discuție de asta așa beligerantă până la legată de starea pacientului, dar în general sunt într-adevăr și situații extrem de rare în care trebuie să discuți asupra pacientului. Cred că întrebarea corectă este nu cine decide și ce putere are. Sunt pacienți câteodată mult mai complicați și care trebuie să știu în ce secție trebuie să se interneze. Sunt pacienți la limită sau la granița dintre secții. De exemplu, un politraumatism la care are leziuni multiple de abdomen, de torace. În abdomen se află și sunt organe care sunt de competența chirurgului generalist, dar sunt și ale urologului. Și de multe ori pot să se întâlnească trei specialiști, inclusiv medicul urgentist, și se întreabă cine îl ia acum pe pacient. Și discuția nu se bazează decât pe criterii medicale și primează criteriul medical, în niciun caz amiciții sau chestii de genul ăsta. Discuția în orice caz trebuie să fie promptă și constructivă în beneficiul pacientului. Nu că n-ai tu chef să preiei un pacient, asta este o greșeală. Sau sunt cazuri pacienți cronici care vin în urgență cu acutizări ale unor boli, fără documente medicale, cazuri complexe și complicate, unde, de unde nu știi de unde începi și ce urmează exact să investighezi. Recent am avut un caz. Pacientul vine operat recent într-un spital din București. Ajunge într-un spital din județul Olt. După aceea este transferat în spitalul din Craiova, ajunge în departamentul de urgență. Pacienta foarte gravă, tânără, cu funcții vitale la limita de supraviețuire, fără niciun fel de document medical. Deci nu știam pentru ce a făcut intervenția chirurgicală, ce s-a efectuat acolo, ce tratament a primit pacienta, ce tratament primește la domiciliu, ce investigații a făcut, care sunt rezultatele respective. Și trebuie să stai și să vezi, și aici chemăm mai mulți specialiști, discutăm între noi, pur și simplu punem cap la cap toate informațiile de toate specialitățile pentru a vedea ce facem cu pacientul, cum trebuie să conlucrăm pentru a-l salva. Situațiile nu sunt foarte rare. În astfel de situații nu solicitați și informațiile de la spitalele la care pacientul bine, a fost? Bine, acum mă așteptam la această întrebare și să știți că am făcut-o în cazul unui pacient. Însă ce vreau să spun că dacă este, cazul este în resuscitare și în area de resuscitare unde nu este singurul pacient grav, acolo lucrurile trebuie să fie decise cât mai repede posibil, trebuie făcute într-o anumită ordine, sunt mai mulți pacienți gravi și nu ne putem ocupa de toți în același mod. Gândiți-vă cât timp liber și trebuie să blocăm câteva persoane care să obțină asemenea informații. Este clar că pacientul trebuie să vină cu documentele medicale sau aparținătorul trebuie să vină cu documentele medicale pe care le are în urgență. Se pierde timp în detrimentul pacientului, se pierd foarte multe informații. Poți să acționezi greșit, nu toate diagnosticele pe care pacientul le-a primit după lungi investigații pot fi puse în urgență. Nu poți să stabilești un diagnostic în urgență. Nu poți să investighezi pacientul acela în urgență într-un timp extrem de scurt. Mai sunt și alte situații. Discutând, te întâlnești mai mulți specialiști, la un moment dat ajungi la discuția practică. Hai să-l luăm undeva, de exemplu în cazul meu, hai să-l luăm la mine sau într-o clinică de pediatrie și ne mai vedem noi după aia încă de 2-3 ori la pacient până ne lămurim ce are și de ce specialitate ține. Există și situația asta de compromis, că el a venit în urgență, nu poți să-l ții acolo 7 zile. Da. Trebuie să decizi dacă rămâne sau pleacă și dacă a rămas, unde. E, aici discuți, lasă-mă că-l ținem la mine, mai ne vedem împreună mâine, examinăm împreună pacientul încă de 2 ori, de 3 ori, dacă e necesar și decidem. În situația în care se dovedește că nu are o afecțiune, să zicem, chirurgicală și trebuie trimis într-o clinică medicală, a doua zi se poate face transferul intraspitalicesc, adică chiar nu e nicio capăt de țară. Apropo de aceste afecțiuni chirurgicale, ați folosit laparoscopul și în scop diagnostic? De multe ori. Că știu că, pe lângă faptul că
se fac operații, se poate folosi și în scop diagnostic în care de foarte mult. Depistez mult mai repede care e afecțiunea. Mai pierzi timpul și nici să mai cheltui așa de mulți bani. De exemplu, ai un pacient la care situația nu este foarte lămurită, ai niște leziuni pe care le bănuiești, dar n-ai reușit să le dovedești sub nicio formă. Și, de exemplu, să-i faci unui pacient o tomografie de 3 ori pe săptămână costă foarte mulți bani. E vorba de iradierea pacientului și așa mai departe. Și așa e un serviciu supra-solicitat, computer tomograf, RMN-ul. Și în scop diagnostic, oricum, laparoscopia fiind minim invazivă, nu-ți creează mari dezavantaje și se poate intra cu camera video, atât fără să pui alte instrumente și inspectezi, să zicem, o cavitate ca să-ți dai seama că e o problemă sau nu e. La costuri foarte mici și foarte rapid. Legat de aceste examinări, mai discutam cu medici din spital, am avut și un interviu cu domnul doctor Cameriță de la neurochirurgie și dânsul considera că se fac prea multe investigații în urgență. Adică și radiografii și ecografii și că de cel mai multe ori unele nici n-ar trebui să se facă și că e pierdere și de timp și de bani. Că e suficient ca medicul de specialitate să vină să vadă și să-ți dea seama de o anumită afecțiune fără să mai să facă 10 radiografii pe fiecare segment, o tomografie și mai știu sigur, ce. Există clinica, semnele clinice și simptomele, deci acuzele pe care pacientul, cu care pacientul vine, care te orientează către o anume leziune, către un anume diagnostic. Însă sunt situații în care obiectivarea leziunilor se poate face, cu exactitate, se poate face în urma unor investigații imagistice, radiografii, computer tomografii. Există niște protocoale pe care noi le respectăm, sunt protocoale Consiliului European de Resuscitare, după care lucrează toate țările civilizate și ne-am aliniat și noi la ele și trebuie să le respectăm. Noi în urgență ne confruntăm de cele mai multe ori cu aspectul medico-legal al cazurilor, suntem la granița cu medicina legală. Acuzațiile sunt foarte multe ale pacienților și aparținătorilor în ultima vreme, așa încât este bine ca toate aceste investigații să fie judicios administrate, efectuate cu mult discernământ. Nu cred că este o exagerare a numărului de investigații în urgență. Poate că numărul lor ar scade dacă pacienții ar veni cu documente la ei și ajungem în punctul de unde am plecat vis-a-vis de pacienții cronici. Însă, de cele mai multe ori ne confruntăm cu pacienți care nu sunt urgențe, vin și mimează anumite simptome și e clar că trebuie să investigăm. Și pierdeți și timpul și poate unele investigații sunt făcute degeaba. Unele, la sfârșit, putem ajunge la concluzia că pacientul nu este urgență, până la urmă, până dovedești, pacientul este văzut, investigat, examinat, până la sfârșit, mai parlamentat și explicați că nu este urgență. Că sigur, sau au și bani și timp și efort și detrimentul lor și al altor pacienți. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să discutăm despre acest subiect. O să vedem și părerea managerului Spitalului Județean de Urgență din Craiova despre relația dintre medicul de urgență și medicul de specialitate, dar și despre cazul craioveanului decedat acum câteva zile. Scurtă pauză și revenim. Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți pune la dispoziție Cellmeter, cel mai modern și eficient aparat cu care se poate realiza diagnosticarea corectă și eficientă a tipului și stadiului de celulită. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți oferă metode ultramoderne pentru a scăpa de celulită și de retenția de apă, electrostimulare tunel cu infraroșii, termocuvertă și vacuum. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală.
Pentru noi, siguranța și sănătatea pacienților noștri sunt esențiale. Am creat Mogoș Med pentru că meritați să beneficiați de cele mai bune condiții și standarde de profesionalism. Mogoș Med, prima clinică privată de chirurgie din Oltenia. Oferim servicii de chirurgie generală, ortopedică, ORL, ginecologică sau vasculară, asigurate de personal medical cu experiență solidă și înaltă calificare. Mogoș Med, în Craiova, strada Eugeniu Carada, numărul 14. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. De 18 ani pe piața din Oltenia. Am ales Gazeta de Sud pentru că este cel mai citit ziar. Singurul ziar care are în clipa de față o rată foarte mare de vizualizări atât pe internet cât și la cumpărare. Este cel mai citit ziar și are impact asupra oamenilor. Acum anunțurile de mică publicitate se primesc și la oficiile poștale din Oltenia. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. Citit zilnic de 80.000 de oameni. Am revenit, așadar vorbim despre relația dintre medicul de urgență și medicul specialist. Pentru acest lucru, astăzi alături de mine sunt doamna dr. Cristina Giormăneanu, medic primar medicină de urgență și purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Craiova, domnul dr. Alin Stoica, chirurg pediatru în Clinica de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului de Urgență Craiova și Mariana Pipie, jurnalist. Rămăsese înainte de emisiune să vedem ce ne-a declarat și directorul spitalului din Craiova în legătură cu relația dintre medicul de urgență și cel de specialitate, dar și în legătură cu cazul omului de 78 de ani care a decedat în urmă cu ceva timp în unitatea de urgență a spitalului din Craiova. Vedem ce a spus directorul spitalului și revenim imediat. În primul rând trebuie să începem cu pacientul care ajunge în urgență. Deci orice pacient care ajunge în urgență, în mod normal, are un anume grad sau anume culoare, punem noi diverse culori, roșu, galben, verde, coduri respective. Și în funcție de aceste coduri, el intră mai repede sau poate să aștepte mai mult în unitatea de primiri urgențe. Luăm cazul în care pacientul este cel mai grav, este cazul în care este luat de către echipa din unitatea de primiri urgențe, echipa care în mod normal trebuie să stabilizeze pacientul. Deci în momentul în care pacientul este grav, se face, nu știu, defibrilare, fibrinoliză, o grămadă de alte lucruri și de probleme care efectiv trebuie să-i fac medicii din unitatea de primiri urgențe. Atunci când medicul din unitatea de primiri urgențe consideră că are nevoie de medicul specialist, este chemat medicul specialist de pe secție, în specialitatea respectivă. Și acesta în mod normal trebuie să coboare cât de repede poate de pe secția unde își face garda în unitatea de primiri urgențe. Și acum pot apărea diverse probleme. Ca să putem spune, în momentul în care nu este absolut nimic, cu siguranță coboară și vede care este problema. Însă trebuie să ne gândim că medicul din specialitatea respectivă, există o singură linie de gardă pe diverse specialități, poate să aibă și alte urgențe. Chirurgii, de exemplu, pot să fie în sala de operații cu o altă urgență și atunci este trimis fie un medic rezident, fie dacă urgența este mare și nu poate aștepta terminarea intervenției chirurgicale, atunci un medic poate să plece și este înlocuit de către un medic rezident sau un medic chirurg din altă specialitate ca să poată să înlocuiască medicul care este din sala de operații. Cam asta ar fi procedura. Că există perioade în care medicul ajunge mai târziu la urgență, cred că majoritatea acestor lucruri se datoresc faptului că există și urgențe în spital sau există și urgențe, nu știu, în cardiologie, în terapie intensivă, care îi rețin față de pacientul care este în unitatea de primiri urgențe. Care este, cum să vă spun, care pacient
este mai grav, dacă este un pacient mai grav decât un alt pacient, până la urmă tot numai medicul specialist poate să spună. În momentul în care mergi, nu știu, și ai un pacient în cardiologie, de exemplu, care ți-a făcut edem pulmonar acut în unitatea de terapie intensivă de coronarien sau ți-a un infarct, un edem pulmonar acut, în principiu sunt boli și sunt pacienți de lângă care nu ai voie să te miști până când pacientul nu este stabilizat. Atunci pot exista perioade în care medicul nu poate să vină. Dar toate lucrurile astea trebuie înțelese că nu există practic un singur medic, nu există 10 medici pentru fiecare tip de pacient. Avem un medic care se ocupă și de spital, avem medic care se ocupă, același medic se ocupă și de urgențele din unitatea de primiri urgențe și de urgențele din terapia intensivă coronarien și de urgențele din terapia intensivă mare. Interval orar în care doctorul ar trebui să coboare după un anumit timp sau... Există acest interval orar, în maxim 10 minute vă închipuiți, trebuie să ajungă în unitatea de primiri urgențe, dar în principiu ce faci cu celălalt pacient care are o urgență sau ce faci cu pacientul care, nu știu, în sala de operații care are o urgență și sângerează foarte mult. Adică trebuie înțeles că nu întotdeauna doctorii, medicii care sunt de gardă, stau pe secție. Că stau și se uită la televizor sau stau și fac foi de observație sau stau la nu știu ce discuții și nu coboară în urgență. În general, sunt în spital în medie 1400 de pacienți cu liniile de gardă aferente și liniile de gardă cele mai solicitate sunt cele de pe chirurgie, cele de pe cardiologie, neurologie, vă închipiți toate bolile care sunt cele mai frecvente în momentul de față. Și atunci există posibilitatea să nu ajungă în timp util, în 5 minute, în 10 minute, pentru că poți să stai lângă un pacient și o oră. În mod normal, pacienții ceilalți, medicii din unitatea de primiri urgențe, au această competență de a stabiliza pacientul și de a face tot ce e nevoie pentru stabilizarea pacientului. Având în vedere cazul pacientului care a murit acum ceva timp în spital și a cărei familie a acuzat medicul cardiolog că ar fi întârziat să îi acorde ajutorul. Desfășurați în acest timp o anchetă cu privire la acest caz. Care este procedura? Eu am avut, cred, zilele trecute, cred că marți a fost aparținătorul pacientului respectiv. L-am rugat să facă o hârtie scrisă prin care să-mi spun exact ce a considerat dânsul că s-a întâmplat în unitatea de primiri urgențe. În baza acelei hârtii, la noi în spital, ca de altfel în toate spitalele, prin legea 95, există această comisie etică. Comisia etică este cea care anchetează toate cazurile, toate sesizările și toate problemele care apar în relația medic-pacient, asistent-pacient și așa mai departe. Această cerere a fost făcută de către aparținător. Ea este dată către Consiliul Etic. Consiliul Etic în 30 de zile va trebui să emită un punct de vedere, punct de vedere care va fi dat și pacientului și aparținătorului, îmi cer scuze, și aparținătorului. Nu știu exact ce s-a întâmplat acolo și nici nu pot să mă pronunț până când această comisie care are clar aceste atribuții nu se pronunță în acest sens. Am revenit, am văzut ce a avut de declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Craiova, Bogdan Fănuță. Doamna doctor, ce ați avea de completat la toate cele spuse? Sigur. Acum, ce aș vrea să completez? Că medicii de altă specialitate chemați de către urgentiști în area de urgență, în departamentul de urgență, pentru evaluarea unui pacient, de la început știu despre ce urgență este vorba și atunci pot să știe dacă temporizează sau nu temporizează sosirea în departamentul de urgență în funcție de ceea ce au de văzut pe o altă secție din spital.
la orice moment poate să apară o urgență mai mare decât ce există în departamentul de urgență și atunci își prioritizează evaluările pacienților, sau mai bine zis, prioritizează pacienții și văd care dintre ei este de văzut primul. Deci în aria de resuscitare pacienții sunt văzuți imediat, însă în aria de urgențe minore, în special în consultații, pacienții sunt văzuți mai târziu dacă medicul este ocupat cu altă urgență. Este o primă observație. O altă observație pe care vreau să o fac este aceea că avem gărzi la domiciliu. Urologia, chirurgia toracică, chirurgia plastică sunt gărzi efectuate de medici la domiciliu. Să nu vă închipuiți acum că pentru toți pacienții cu probleme urologice minore sunt chemați de la domiciliu medicii. Sunt chemați doar dacă este cazul foarte grav, trebuie să se intervină sau este o problemă tipic de specialitate și este nevoie de consultul neapărat al urologului, chirurgului de chirurgie toracică, chirurgului plastician și așa mai departe. De asemenea, mai este un aspect, ne confruntăm cu transferurile dintr-un spital de competență inferioară într-un spital de competență superioară, respectiv spitalul nostru. Pacienții transferați sunt pacienții mai gravi la care s-au depășit posibilitățile de investigații și tratament în spitalele de unde vin. Nu întotdeauna se respectă procedura de transfer reglementată în momentul de față și aici vorbim în principal de pacientul critic. Deci în momentul în care se transferă pacientul dintr-un spital în spitalul din Craiova, înainte de a efectua transferul, medicul care trimite pacientul în spitalul nostru trebuie să ia legătura, să primească avizul favorabil de transfer pentru pacientul respectiv în spitalul din Craiova. Dacă pacientul se transferă dintr-un departament de urgență, unitate de primiri urgențe sau compartiment de primiri urgențe, dintr-un spital de regiune, din regiune către departamentul de urgență din Craiova, este absolută nevoie de informarea medicului din unitatea de primiri urgențe, nu neapărat de obținerea unui aviz, pentru că nu e timpul necesar pentru acest lucru, însă medicul de urgență trebuie informat pentru a-și informa la rând colegii de altă specialitate care trebuie să fie prezenți în momentul respectiv când vine pacientul. De cele mai multe ori ne trezim cu pacientul în urgență și abia de aici încep să se facă demersurile și să chemăm colegii. Nu de puține ori este nevoie de sosirea chirurgului plastician, chirurgului toracic, urologului de la domiciliu pentru rezolvarea cazului. Se așteaptă destul de mult și se întârzie intervenția în cazul respectiv. Cred că la fel procedați și atunci când trebuie să plece un pacient de la Craiova către un spital de competență superioară. Să nu vă imaginați că lucrurile astea se obțin în 3 minute, în 2 minute. Este nevoie, în primul rând, de anunțarea cazului, se decide spitalul unde va pleca pacientul, se obține avizul de transfer pe de o parte, pe de altă parte se decide de către urgentist și de cele mai multe ori împreună cu specialiștii din altă specialitate cu ce mijloc de transport trebuie să plece pacientul și de asemenea se solicită mijlocul respectiv de transport, poate să nu fie disponibil în acel moment, se amână transferul și când toate lucrurile sunt puse cap la cap și pacientul poate să meargă. Se obține și acordul spitalului de acolo? Cu siguranță se obține acordul spitalului, se obține acordul medicului care trebuie să primească pacientul, pentru că nu ține doar de voința medicului de acolo, poate la momentul respectiv să nu se efectueze un anume tip de investigație, poate să nu se efectueze un anume tip de intervenție, poate să nu fie disponibil medicul în momentul respectiv și atunci, deși spitalul cel mai apropiat este spitalul din Craiova, s-ar putea ca el să nu fie și cel mai adecvat pentru transferul pacientului și prin această colaborare pacientul să fie dirijat într-o altă clinică de competență superioară
unde pacientul poate să primească tot ce are nevoie. Vă întreb pentru că am întâlnit destule cazuri în care aparținătorii făceau scandal, spunea, domnule, eu vreau să plec acum la București și nu îmi dau voie să sigur, plec la București, acum, nu pot să mă transfer, n-am acordul. Sigur, există medicilor. Și solicitarea de către pacient sau aparținător unui tratament sau investigații într-un alt spital de competență superioară. Legislația nu permite în momentul de față ca decizia să fie luată de aparținător sau de către pacient, decizia de transfer dintr-un spital de competență inferioară către unul de competență superioară este decisă de către medic cu acordul informat, cu consimțământul informat al pacientului. Dacă este vorba de urgență, nici nu este necesar consimțământul pacientului, medicul știe ce este mai bine pentru pacient, însă în cazul în care un medic nu consideră că trebuie transferat pacientul într-o altă clinică, este bine ca pacientul sau aparținătorul să nu intervină în decizia medicului. Dacă este făcută o asemenea solicitare, se consideră că pacientul sau aparținătorul refuză intervenția în spitalul respectiv și poate să și ia pacientul sau pacientul însuși să plece într-un spital de competență superioară, este liber să o facă cu mijlocul pe care dorește să-l facă. Cum imaginați-vă ce ar fi să ne ceară un pacient sau un aparținător să meargă în Austria, da? Sau să fie transferat la spitalul din, eu știu, Viena sau Canada, ce ne-am face atunci cu pacientul? Legat de aceste transferuri, am întâlnit situații în care copiii din diverse sate erau trimiți și de către medicii de la școală către spitalul de urgență din Craiova, pentru că copiii se duc, spun că îi doare burta, părinții se gândesc că poate au apendicită și am întâlnit chiar cazul unui copil care ajunsese la urgență în Craiova și spunea că medicul l-a trimis acasă, mai fusese încă o dată la urgență la Craiova și de această dată fusese trimis acasă. Mama se plângea de faptul că în acest mod copilul a pierdut și orele de la școală, a cheltuit și bani și nu știa ce se întâmplă, de ce îl trimit mereu acasă, copilul stă câteva zile și după aceea reîncep durerile și este retrimisă cu el la urgență. Care sunt simptomele apendicitei? Sigur, aici vreau să vă spun primul aspect pe care îl sesizez și pe care vreau să-l precizez. Este vorba de pacienții, de copii care merg la școală cu diverse simptome. Părinții ar fi primii care ar trebui să depisteze simptomele la copiii lor și să nu-i lase să meargă la școală bolnavi, să meargă cu ei la medicul de familie, care va decide ce investigații trebuie să primească copilul, să fie efectuate, dacă este nevoie sau nu de medicul de urgență în acel moment. Dacă totuși medicul școlar trimite pacientul la spital, este decizia acestuia, îl trimite împreună cu mama. A venit în urgență, mama bineînțeles că vine croită cu un diagnostic deja fabricat, bazat pe cunoștințele ei de medicină. Sau din, da? Ceea ce îi sau se din ceea ce îi se spune, din ceea ce îi se spune sau din ceea ce a înțeles de cele mai multe ori, pentru că se exagerează foarte mult trimițind vorbele, primând vorbele de la medicul de familie către urgentist. Dacă momentul respectiv a fost văzut, evaluat de către urgentist, evaluat eventual și de către medicul pediatru sau chirurgul pediatru și pacientul a fost investigat și a primit o rețetă cu care să meargă acasă, este bine ca mama să respecte indicațiile medicului, să trateze pacientul, nu să se prezinte a doua zi tot în urgență și a treia zi tot în urgență pentru a verifica eventual părerea mai multor doctori. Este o mama procedură spunea care în acest, da, caz că i s-a făcut copilului un calmant, l-a ținut 2-3 zile, după care copilul a mers la școală și medicul de la școală a chemat din salvarea nou și l-a trimis. Sigur, asta la înseamnă urgență că mama nu a rezolvat problema.
Deci sau copilul medicul. Sau, da, este, medicul nu o să vină să-l ia pe copil de acasă și să-l investigheze. Deci responsabilizarea medicului vis-a-vis de pacient este fix în cabinetul medical, este în urgență, medicul de familie vede copilul și îl investighează sau îi dă un tratament. Mama este bine să știe că tratamentul respectiv, regimul alimentar, investigațiile trebuie efectuate pentru copii, iar efectele medicației se văd după 24 de ore, după 48 de ore. Dacă ceva nu e în regulă, se întoarce la medicul de familie, nu vine în urgență. Dacă e vorba de apendicită și de copil, domnul doctor Alistecă e cel care poate să ne spună, pentru că copilul ăsta trebuie copii, să la medicul de familie. Exact. Copiii ajung la chirurgie pediatrică. Este altă problemă, că de primă intenție pacienții vin la urgență. Da. De primă intenție, pentru o afecțiune care o duce pe picioare de zi, două, trei, exact, și în final se decide să ajungă la urgență, ar trebui să-și sune medicul de familie. Trebuie să ducă să-l consulte medicul de familie. Medicul de familie are posibilitatea să-l investigheze el, să-i dea bilete de trimitere pacientul când deja, și poate să vină, de exemplu, un ambulatoriu de specialitate. Nu trebuie să aștepte să vină de fiecare dată la 12 noaptea, că l-a luat din nou durerea de burtă. Trebuie să... Dar în condițiile caz în care rezolvat, chiar medicul de familie sau medicul de la școală trimite acest copil... L-a trimis astăzi, dar mâine medicul numai de la școală urgență. Trebuie să-l trimită tot la medicul de familie. Da. Și în condițiile în care îl trimite la urgență, la urgență îi se face un calmant, după care se trimis din nou acasă nu și mama... Nu orice durere de burtă să... este exact, un caz de internat. Vă întâlniți des cu astfel de situații când vin copiii consultați și... Poate să fie și o parazitoză. Cel mai frecvent, parazitozele dau simptomatologie atipică. Există și o carte care se intitulează 100 de cauze de durere de burtă la copil. Da. Și trebuie să alegi din astea 100 cauza corectă, să-i dai și un tratament. Dar în urgență trebuie să te decizi dacă e afecțiune acută, de exemplu, chirurgicală, care trebuie să rămână în spital. Deci treaba medicului de urgentism nu-l interesează ce se mai întâmplă cu copilul ăla peste 3 zile, deși cred că ziceți dumneavoastră, e normal să nu gândească. Nu, el trebuie să-și facă treaba atunci. Dom'le, e de internat, are boala X? Nu are. Deci merge acasă și dacă lucrurile se repetă peste o săptămână, să zicem, se duce frumos la medicul de familie. Caută să-și facă o programare într-un ambulator cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Și nu trebuie să se prezinte din nou în urgență. Urgența este atunci, în ziua respectivă. Da, s-a speriat. Mama a venit, e copil, vine în urgență cu o durere abdominală. Urgența, trecem în momentul urgență, care îi dați în momentul, numai... sigur că da, este o rezolvare numai pe moment a urgenței. Nu înseamnă și rezolvarea problemei care a dus la apariția durerii abdominale. Asta trebuie să înțeleagă mama, că responsabilitatea privind sănătatea copilului ei este a ei și numai a ei. Ea trebuie să respecte indicațiile unui medic, că e urgentist, că e medic de familie, că e medic școlar sau medicul pediatru din policlinică. Deci ea trebuie să urmeze pas cu pas indicațiile unui medic, pentru că zice, doamnă, mi-e frică să-l duc acasă, că dacă are apendicită. Deci medicul urgentist, în momentul în care l-a trimis acasă, a gândit în locul mamei, pentru că de asta este pregătit, să vadă dacă are sau nu are apendicită. Deci nu orice durere înseamnă apendicită. Și ea se poate teme că nu are apendicită, însă trebuie să aibă încredere în medicul care a făcut școală și care a învățat să pună diagnosticul, să facă diferența între o durere acută și una dată de altă boală, pentru acest... că de-aia l-a adus la doctor. Da? Acum... în momentul în care a făcut niște investigații la medicul de familie, așteaptă să și vadă rezultatele și se duce după ele. Nu intră în responsabilitatea medicului a suna pacientul acasă și a-i aduce la cunoștință rezultatele investigațiilor. Pentru că primește în momentul respectiv și termenul de rezolvare a investigațiilor, momentul în care sosesc investigațiile, nu știu care laborator, și pacientul este responsabilizat. Avem o problemă mare în sistemul sanitar românesc. Responsabilizarea pacientului pentru propria lui sănătate. El trebuie să știe că se investigează, trebuie să știe că se prezintă la medicul de familie o dată pe an și își face niște analize, își ia medicamentele dacă este pacient cronic și urmează regimul igienodietetic pe care l-a indicat medicul, se prezintă la consult de fiecare dată când are simptomatologie
deci când nu este sănătos, și bineînțeles că se duce după investigații, că am văzut și diverse opinii acum cu rezultatele. Deci gândiți-vă la 400 de oameni în urgență pe zi, să le dăm telefoane pe acasă, să le spunem care sunt rezultatele, da? Pentru că se întâmplă și în urgență, vine, așteaptă 2 ore, pleacă. Și revine mâine după ce, da, am avut pacient, a plecat acasă că îi fierbeau sarmalele pe foc, s-a dus să vadă să nu-i dea în foc. Și s-a întors peste 2 ore, da? A pierdut rândul, între timp a fiert și sarmalele și a mai făcut niște investigații și la sfârșit o interesau rezultatele în principal. Domnul doctor Stoica, ne puteți spune când vă dați seama că este apendicită? Că tot timpul e problema asta, vin, spun că au apendicită, îi consultați, este, nu este, sunt niște simptome? Cred că apendicita este o afecțiune care, în ciuda progreselor din medicină, a rămas o boală cu un diagnostic exclusiv clinic, adică legat de examenul clinic și de construit pe experiența medicului care examinează pacientul. Așa cum am spus, nu orice durere de burtă este apendicită, e cea mai populară cauză de durere de burtă, mai ales la copii. Toată lumea când doare pe burta pe un copil, la o lăsă să nu facă apendicită. Și apendicita asta, să știți că este o boală care a dat naștere la tot soiul de proverbe și de povești în lumea medicală. Și când îți spui cuiva, domnule, trebuie să mă operez sau m-am operat de apendicită, nu-și face așa mari griji pentru tine, că doar te-ai operat de o biată apendicită. E o afecțiune care are mortalitate în continuare, vreau să vă spun, în toată lumea. Și complicații postoperatorii, în toată lumea. Și vreau să vă spun că la copil lucrurile sunt și mai înșelătoare, pentru că tabloul clinic, boala se manifestă în mod diferit în funcție de vârsta copilului. De exemplu, este extrem de dificil să pui diagnosticul de apendicită acută unui copil de 2 ani, care din momentul în care a intrat pe ușa cabinetului medical, oriunde ar fi, plânge continuu, este speriat de mediu, de medici, nu știu ce. Prin plâns, burta nu mai poți să o examinezi. Examenul abdomenului se desfășoară foarte dificil. Și atunci trebuie să fii un chirurg destul de versat în toată povestea asta și să ai grijă, dacă ai dubii, mai bine păstrezi pacientul internat și îl examinezi în dinamică, așa cum zicem, în ore. Și mai te împrietenești cu copilul ăla și poate te lasă să examinezi abdomenul după 2-3 ore. E alt cumva. V-am spus, semnele clinice sunt diferite. Abia la copilul spre vârstă, trecut de vârsta de 10 ani, tabloul clinic se aseamănă cu cel al adultului, dar la copilul mic este destul de dificil diagnostic. E adevărat că și explorările imagistice au rolul lor și cred că ecografia este cea mai importantă investigație paraclinică în apendicita acută, dar nu este capitală. Adică nu, dacă ecografistul spune că el nu vede nimic, nu îi se pare nimic anormal în abdomen, înseamnă că pacientul respectiv nu are apendicită. Se zice că de multe ori, v-am spus că există tot soiul de pancuri pe tema asta, că o apendicită poate fi operată cu succes și de portarul spitalului sau poate să pună probleme extraordinare unui profesor universitar. E o problemă care poate să discuți despre apendicita acută o săptămână de zile și în ciuda aparenței banalității a bolii, lucrurile nu stau chiar așa. În încheierea emisiunii mai avem doar câteva minute. Vreau să mai atingem un subiect important pentru pacienții și nouă ne fac de multe ori sesizări pe această temă. Oamenii spun că atunci când ajung la spital, în urgență sau atunci când sunt preluați de medicii specialiști, li se cere bani sau nu se uită nimeni la ei că până nu bagă doctorului în buzunar. Au impresia asta, domnule, nu s-a uitat la mine că nu i-am dat nimic și nu s-a comportat cu mine frumos că nu i-am dat. Asta iarăși e o eternă discuție care ar putea să facă o emisiune de vreo săptămână, așa. Exact. E o modalitate de a arunca cu noroi o dată în plus. E un sport național de a acuza un medic vis-a-vis de această problemă. În urgență, în momentul de față, nu se ia bani. Oamenii așteaptă pe criterii bine stabilite.
Deci nu, și bolnavul sărac și bolnavul bogat are aceleași priorități în ceea ce privește investigațiile și tratamentul în urgență. Am întâlnit într-un tur așa de teren al meu pe la urgență un om care avea ceva la picior și care l-am întrebat ce se întâmplă cu el și mi-a spus că trebuia să vină să mă ducă pe secție și doctorul, când m-a pus pe scaun și mi-a zis că trebuie să mă ducă, m-a întrebat dacă am bani și mi-a cerut bani și nu știu ce să fac. Sigur, ar trebui să, în acel moment, individul respectiv să și numească medicul respectiv și să aibă curajul să o facă. Nu este normal să arunci cu noroi în tot corpul medical, fără să faci niciun fel de precizare. Însă s-a obișnuit așa populația să acuze. Mi se întâmplă și nouă în urgență să ni se aducă tot soiul de acuze, chiar în momentul în care pacientul stă și așteaptă pe hol să intre în area de urgență. Spune, da, sigur, nu v-am băgat bani în buzunar, că dacă vă băgam bani în buzunar, intram până acum de 100 de ori. Este bine să știe că și cei care dau și cei care primesc au aceeași soartă, ni se aplică aceeași lege. Dacă li se întâmplă să li se ceară bani, să li se condiționeze actul medical, e bine să se ducă și să reclame acest lucru și înainte de a arunca cu noroi în corpul medical. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această emisiune. Iar dumneavoastră vă spun că ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!